Primul capitol este despre minoritățile naționale. Nu asta este problema unui nou guvern în configurația anunțată de premier. Problema unui nou guvern în configurația anunțată de premier este că pe tot parcursul programului de guvernare aprobat de Parlament se vorbește de USL, iar acum unul din partidele din USL a ieșit de la guvernare. Iar guvernarea este USD plus UDMR și nu este USD, dacă vreți, plus PNL. Uitați-vă în program și veți constata, uite, deschid la întâmplare, la comunicații. Principalele obiective ale programului de guvernare al USL pentru perioada 2013-2016. Deci este un program care vorbește de USL pentru perioada 2013-2016. Dăm la pagina 22. Vedem asumarea cu prioritate de către USL și de către Guvernul României acestui proiect de construire a celui mai puternic laser. Unde-i USL-ul? Nu mai e la guvernare. Și multe altele. Sunt 13 locuri în care este menționat USL-ul ca fiind forța politică ce își asumă susținerea Guvernului pentru atingerea obiectivelor. Ori nu mai avem USL-ul, avem un alt partid care intră în guvernare, UDMR-ul, și mai avem o problemă de constituționalitate, dincolo de faptul că aici avem un program al USL-ului. Da. Dacă vă aduceți aminte, a fost o mare dezbatere dacă este partid sau alianță, dacă trebuie să chem partidele la consultări fundații, sau nu. Fundație sau fundație. Nu, atenție. USL-ul vorbim. Când s-a instalat după alegeri. Da. Atunci eu, pentru că au refuzat să vină ca partide, au venit toți trei, deși i-am invitat ca partide. A venit Victor Ponta, Constantin, președintele PC-ului, da, și Crin Antonescu. Celelalte partide n-au mai fost chemate la negocieri, la consultări, dintr-un motiv simplu, pentru că este articol constituțional care spune că atunci când un partid câștigă cu peste 50%, este obligatorie desemnarea premierului de la acel partid. Ei au venit și au spus: noi așa suntem înregistrați și la tribunal, n-am candidat ca partide, ci ca alianță, deci suntem un singur partid, de asta au și refuzat să vină pe partide. Și mi-au spus: Victor Ponta este candidatul acestei formațiuni politice care a câștigat peste 50%. Acum partea care le-a asigurat 50% și făcea un automatism din desemnarea lui Victor Ponta ca premier, a căzut. Ei nu mai sunt împreună. Deci un premier desemnat pe un articol constituțional, da, nu mai are legitimitate când acel articol constituțional nu mai este aplicabil. Sigur, este o situație deosebită, pentru că dumneavoastră o să-mi spuneți: da, a fost și Tăriceanu, da, a fost și Emil Boc. Exact. Numai că la asta vă răspund da, dar ei nu au fost desemnați în baza unor majorități de peste 50%. N-a fost un automatism, a fost un proces de consultare care lăsa loc și altor formațiuni politice. Deci, aduceți-vă aminte că după alegerile din 2012 nu s-au mai făcut consultări cu celelalte partide care au intrat în Parlament. Pentru că s-a utilizat articolul constituțional care îl desemna automat pe premier de la această formațiune politică. Bun, și deci ce se va întâmpla? Avem probleme de constituționalitate. Exact. Uitați care e obiectivul meu. Eu nu vreau să fac jocuri politice din asta.
Pe mine mă interesează să nu creez un precedent neconstituțional. De aceea va trebui mâine să mă consult foarte temeinic, pentru că ieri fiind zi de weekend, n-am avut decât problemele cu Ucraina, m-am aplecat pe soluțiile politice. Și nu vreau să introduc un mod neconstituțional de a gestiona o problemă. Mai avem un element. Aici nu discutăm de o remaniere. Pentru că avem în Constituție prevedere pentru remaniere. Primul ministru vrea să schimbe 3 miniștri. Și discutăm de o spargere a structurii politice care a luat peste 50%, iar eu am desemnat premierul în baza articolului constituțional care îi dădea dreptul să aibă premier fără să dea dreptul celorlalte partide la șansa de a fi într-un proces de consultare în vederea formării guvernului. Deci lucrurile sunt complicate și obiectivul meu nu este să șicanez, obiectivul meu este să instalăm un guvern constituțional. Aici avem două variante. Ori ajungem la concluzia că este posibil când un premier care provine dintr-o formațiune politică cu peste 50%, pe urmă să renunțe la niște fracțiuni din acea formațiune și să-l consider desemnat conform articolului legal, ori cel mai corect, mie mi s-ar părea, ca într-o astfel de situație, premierul să depună mandatul, să spună, domnule președinte, automatismul în baza căruia am fost desemnat nu mai funcționează, trebuie să alcătuim un alt guvern. Cred că la lucrurile acestea, în primul rând, mai ales că știa foarte bine programul de guvernare, la fel cum îl știu și eu, îl știa, sunt convins, mai bine decât mine, și Ponta și Antonescu. Iar Antonescu l-a atenționat, atenție, că trebuie să-ți depui mandatul. Exact pe baza faptului că știa discuția de peste 50%, deci automatism la desemnare, și știa că programul este pe numele USL. Aici au fost și puțini imprudenți. Când ai o alianță, la ce ții neapărat să nu vorbești de guvern, numai de guvern în programul de guvernare, să introduci USL-ul ca factor activ în realizarea programului de guvernare. Bun, dar disputa asta, diferendul ăsta, cine îl poate rezolva? Parlamentul sau Curtea Constituțională? Nu, Parlamentul nu îl poate rezolva. Pentru că și dacă, spre exemplu, ar merge cu un program de guvernare, Victor Ponta ar recunoaște că este un guvern nou. Și trebuia... Domnule președinte, se schimbă structura politică a guvernului cu intrarea UDMR la guvernare. Chiar în această seară, domnul Hunor a spus, de fapt, domnul Ponta, premierul Ponta a spus că UDMR va intra la guvernare și va avea miniștri. Deci eu nu spun că nu va intra. Și va fi structură a executivului, alte ministeri, altă structură de funcționare. O altă structură de susținere a guvernului. Exact. Iar aici este nominalizată în programul adoptat de Parlament, deci este o lege a Parlamentului, este nominalizat USL-ul, iar USL-ul nu mai este la guvernare. Dar e la tribunal. USL-ul este la tribunal, USD-ul e la guvernare, dar nu e la tribunal. Nu are relevanță din punctul meu de vedere. Sunt 150 de membri ai Parlamentului, pe care i-are PNL-ul, care nu mai susțin programul de guvernare. Și vin alții de la UDMR, de la... Deci vreau să fiu foarte bine înțeles. Eu nu pun condiții UDMR-ului. Mă frământă că sub mandatul meu s-ar putea să instalez neconstituțional un guvern. Și nu vreau acest lucru. Luni voi avea consultări foarte serioase cu oameni de specialitate, inclusiv cu direcția mea juridică care analizează de vineri tot acest proces și să putem lua o decizie care să nu creeze un precedent care să fie legat de instalarea neconstituțională a unui nou guvern.
Premierul Ponta a spus astăzi că Traian Băsescu este iresponsabil ca de obicei. Doamnă. Declarațiile sunt pur politice, nu au nicio bază constituțională. Bun. Avem păreri diferite. Da, jignirea este arma cu care răspunde unei probleme pe care de regulă o ridic Victor Ponta. Atât îl duce mintea, atât face. Însă, în niciun caz, eu nu voi da drumul împotriva conștiinței mele și cu dubii de constituționalitate la un guvern. Dacă va fi nevoie, mă voi adresa Curții Constituționale. Încă nu v-ați hotărât în privința asta, nu, după consultări. Nu, mă judec pentru că îmi dau seama ce înseamnă și întârzierea instalării noului guvern și funcționalitatea lui. Pe de altă parte, niciodată n-am acceptat compromisul de la Constituție. Adică am fost foarte riguros cu respectarea Constituției, pentru că aici nu discutăm de ceva ce poate fi negociat. Problema este cum interpretăm corect Constituția, în mod deosebit pe articolul care a dus la desemnarea fără consultări cu alte partide a lui Victor Ponta și la faptul că avem un program aprobat de Parlament în care este vorba de USL care practic nu se mai află la guvernare. Aici nu ne putem ascunde sub ideea sunt la tribunal, păi la tribunal este și USD-ul care urmează să înscrie. Deocamdată este hotărârea scrisă a structurii de conducere a Partidului Național Liberal de ieșire din guvernare. Este un act politic puternic, opozabil ideii de las că merge și așa. Bun. Probabil aici a fost jocul pentru atragerea lui Tăriceanu, dacă reușea repede să-și găsească vreo câțiva liberali în jur, să spună noi, Partidul Liberal, de după ușa în care s-au luat deciziile, suntem la guvernare. Un joc urât. Bun. O ultimă întrebare am pe tema asta, pentru că, și mă refer la declarațiile celor de la UDMR, au spus că într-un fel se pot încadra în programul de guvernare al USL. Dacă marți sau miercuri sau săptămâna viitoare, când vine premierul Ponta în Parlament și spune eu mențin programul de guvernare al USL, dar iau și UDMR la guvernare pe ușa din dos cu anumite cereri băgate într-un protocol care nu este secret, asta ce o să mai fie? Doamnă, cred că mergem prea departe cu speculațiile. Sigur, cu Victor Ponta poți să imaginezi orice variantă care nu-i curată. El de la plagiat, mâine poate să spună președintele a plagiat programul ăsta, nu ăsta e programul nostru. El a scris de la bun început că suntem cu UDMR-ul și că nu-i PNL-ul la guvernare. La modul cum reacționează public Victor Ponta, ne putem aștepta la orice. Dar eu am o problemă extrem de serioasă pentru care am responsabilitate. Încălcarea Constituției în schimbarea structurii politice a unui guvern sau nu. Această problemă mi-o pun în modul cel mai serios și nu vreau, mai am câteva luni până îmi termin mandatul, nu vreau să am pe conștiință că după ce este cel mai corupt guvern pe care l-a avut România din 90 încoace, îl mai și mențin împotriva Constituției în actul de guvernare. Deci vreau să am conștiința împăcată că n-am încălcat Constituția. A spus astăzi că nu l-ați mai desemnat premier pe... Nu, nu. De ce? Păi, plagiator, mincinos, profund corupt. Și când spun plagiator, am probe, are lucrarea de doctorat plagiată. Când spun mincinos, aduceți-vă aminte când se făceau mincinoși unul pe altul, Ponta cu Antonescu. Și plus alte minciuni, dacă ei ce declară dimineață nu se mai potrivește cu ce declară seara. Și corupt, cu acte normative, de la suspiciunea de la ASF, modificarea prin ordonanță de urgență lucrată într-o noapte și aprobată de Ponta a doua zi, la ordonanța de urgență, auziți, ordonanță de urgență, era urgent să-i dea lui Bunea Stancu la Consiliul Județean Brăila 2800 de hectare de pământ de la Academia Agricolă. Era
tot o chestiune de lege să renunți la 380 de milioane de dolari datoria Rompetrol către statul român. Putem înșira și Roșia Montană și tot ce vreți. Am spus de mai multe ori că deci lucrați la o sesizare de corupție, el este lucrați extrem la o sesizare la parchet. Da, hai să le adunăm, nu în asta stăm. Sigur că un asemenea premier trebuie să aibă o plângere penală să răspundă în fața legii pentru modul abuziv în care guvernează. Însă și eu am reținerile mele asupra momentului când s-o fac, pentru că totuși cred că am fi fără precedent în Uniunea Europeană, președintele îl dă în judecată pe premier. Și poate mă gândesc așa, către sfârșitul mandatului. Să-i faceți un cadou. Da. Dar mă întorc puțin la UDMR. Cum vedeți noastră, vă întreb așa, domnul Chelemea Cunor spunea acum ceva timp că domnul Voiculescu este cancerul politicii românești. Doamnă, și eu am spus despre Voiculescu, slavă Domnului. Acum ei se pupă. Eu măcar am intrat în război cu Voiculescu după ce am spus că e o soluție imorală, deși acum vă spun între noi, nu la el mă refeream, ci la mine, care adoptasem soluția și nu cu dânsul am negociat-o, ci cu Copos. Să intre ca să pot face majoritatea, un guvern care să aibă 50% plus câteva voturi în 2004. N-aș comenta disputa asta. Declarația nu e foarte de demult, adică știu că e proaspătă. Până de curând, da. Dacă este acum ca să se ducă, pentru că e la acum guvernare, îl bagă Voiculescu la Antena 3 și îl spală și mai bine pe Chelemen Hunor și pe Vereștoi, drujba lui Dumnezeu de prin Covazna și Harghita, îl spală și pe el, or să devină foarte buni politicienii maghiari și oameni foarte de nădejde. Și eu nu spun că nu sunt așa. Deci să știți că am guvernat bine cu ei și eu n-am nimic cu ei decât când fac excese. De genul, pentru că știu ce se discută cu insemnele minorităților, cu alt abuz în sănătate, să știe, să le vorbească în limba maghiară. Sunt lucruri care, prin care sar calul și nu trebuie tolerate. Dar altfel poți să ai nădejde în ei la guvernare. Sunt corecți când e vorba de voturi, când e vorba de... Și nu uit că am trecut prin criză cu ei. Și au avut pierderile lor când s-au luat măsurile de austeritate în 2010. Păi da, dar atunci mi-aduc aminte, USL avea o campanie inclusiv împotriva UDMR, pe care l-a acuza că a fost la guvernare și a susținut măsurile guvernului Boc. Mie nu de asta mi-e teamă și nici nu mă fac din astea un capăt de țară. Mie de altceva mi-e teamă. De obiceiul lui Victor Ponta și de a avea protocoale secrete. Da. A avut un protocol secret cu UDMR-ul și am aflat după alegeri că exista. Asta când? Prin care UDMR-ul să vină la guvernare. Atunci, da, da, în decembrie 2012. Da. După alegerile parlamentare. A fost un protocol secret. Deci atunci pot să vă spun că, spre exemplu, PDL-ul a fost singur în secțiile de votare pentru că ei știau de fapt că sunt în alianță și cu UDMR-ul. Ceea ce explică o anumită prăbușire la vot a PDL-ului, dar și a mai existat un protocol secret despre care am aflat zilele astea, prin care funcția de președinte al Senatului nu era a liberalilor, ci a PC-ului. Un acord politic, da. Da. Deci dacă mi-e teamă de ceva, mi-e teamă să nu existe vreun document secret între UDMR și Victor Ponta. Pentru că ce știu sigur, știu sigur despre revendicările UDMR-ului pentru limba maghiară în sănătate, ca și cum ei n-ar avea obligația să învețe limba română. Limba...
arborarea insemnelor care n-au nimic cu statul român de către minorități în locul insemnelor statului român, ceea ce e inadmisibil. Nu poți să urăști atât de mult statul ăsta încât să nu vrei să-i arborezi însemnele pe o instituție publică, pe o primărie, pe, adică manifestarea de dispreț este dincolo de niște limite care pot fi acceptate în orice stat civilizat. I-aș ruga pe cei care vor să nu respecte însemnele statului român, pe UDMR în speță, să meargă în Franța să facă un exercițiu de asta. Și să vadă în câte minute ar fi arestați acolo. Să dea jos drapelul Franței de pe primăria Parisului sau la Nisa sau în orice sat din Franța. Adică au ajuns la niște exagerări intolerabile. Iar teama mea este că Victor Ponta, în disperarea de a-și face o majoritate pe care a pierdut-o pe mâna lui, va ceda și vor exista tot soiul de protocoale secrete. Sau acela prin care cei care n-au respectat legea insemnelor statului român au acțiuni în instanță și să meargă prefect să le stingă acțiunile. Să retragă acțiunile. Nu este în regulă. Nu e în regulă. Păi, bun, și ce credeți că va pentru opri, că nu, legile statului român sunt secret. Obligatorii și pentru minorități. Sunt obligatorii. Și ce credeți că îi va împiedica să nu încheie un protocol secret? Pentru că, în general... Nu știu, eu vă asigur că voi fi foarte atent dacă există un astfel de protocol sau nu. Foarte atent. Am înțeles. Domn președinte, s-a spart... S-a rupt USL-ul. Ați spus păi de mai multe rupt. Ori... Păi, dar de ce credeți dumneavoastră că s-a rupt USL-ul? Doamnă, cred foarte multe, dar cea mai tare componentă a faptului că s-au rupt este prostia. Doi politicieni lipsiți de maturitate, care au făcut din umorile lor personale o chestiune de viață și de moarte. Ce i-ar fi fost lui Victor Ponta să fie de acord ca... Iohannis să fie trecut prin Parlament și ca viceprim-ministru pentru probleme economice. Ce ar fi fost? Mai ales că, aduceți-vă aminte, PNL-ul a fost extrem de docil, aș spune, când le-au cedat Ministerul Justiției, care era al PNL-ului. După ce a plecat doamna Pivniceru, l-a înșfăcat PSD-ul fără să respire. Și PNL-ul le-a făcut această concesie. Pentru că vreau să fie implicați în desemnarea procurorilor. Aduceți-vă aminte că le-au decapitat pur și simplu ministerele. Șova și-a luat autostrăzile și a rămas Ministerul Transporturilor cu drumurile naționale. Deși unitățile de management sunt la Ministerul Transporturilor. Deci i-au batjocorit cum au vrut. Putea să-i facă această concesie lui Antonescu și să-l desemneze pe Iohannis și viceprim-ministru. Spunea că nu vrea să mai treacă prin Parlament. Iar acum vine în Parlament pentru o modificare extrem de puternică și a structurii de susținere a guvernului și a compoziției guvernului. Da, bun. Deci a fost o minciună în stilul lui mincinos, a mințit până la capăt. Și e drept că Antonescu, știind că a cedat Ministerul Justiției, că și-a lăsat ministerele fără conținut, le-a lăsat niște cochilii, așa, au rămas miniștri liberali cu mașina, secretara și cam atât. Sigur că a fost într-o situație în care n-a mai putut face pasul înapoi. Păi da, dar avem și un tur de alegeri prezidențiale, două tururi de alegeri prezidențiale. Crin Antonescu spunea și a spus, domnule, nici eu nu mai cred că Partidul Social Democrat mă participe în alegerile prezidențiale. Eu cred că o să renunț să mai fac pronosticuri, o să exprim doar dorințe, pentru că m-am dovedit incapabil să previzionez că s-ar putea rupe USL-ul. Adică mie mi se pare o prostie atât de mare făcută din prostia doi lideri politici, din ambițiile lor pe care le-au pus deasupra la orice.
și a intereselor partidelor și a interesului național. Ăștia sunt. Pe de altă parte, pentru democrație e mai bine că se mai relaxează lucrurile. Păi da, dar vedeți că... Dar cu asta au ratat și proiectul de Constituție, au ratat și proiectul de regionalizare și după mine au ratat și noua legea sănătății. Pentru că trebuie să ai forță în Parlament să treci o asemenea lege. Bun. Da, astea erau oricum ratate înainte de ruperea USL, adică descentralizarea picantă la Curtea Constituțională. Cât timp aveau o majoritate de 80% aproape în Parlament, era o speranță, se putea discuta despre revizuirea Constituției. Acum nu se mai poate discuta. Bun, credeți că Victor Ponta, premierul, va candida pentru alegerile prezidențiale? PSD-ul îl va împinge pe Victor Ponta să candideze? Doamnă, și dacă îl împinge și dacă nu îl împinge, un lider al unui partid trebuie să-și asume candidatura cea mai grea. Numai politicienii lași spun, las că găsesc unul deștept și să vezi cum o să candideze ăla. E șeful partidului, care e cel mai mare obiectiv politic? Câștigarea funcției prezidențiale, mai ales că nu se mai poate revizui Constituția și președintele rămâne cu o serie de atribuțiuni care nu plac politicienilor în general. Da. N-are cum să nu candideze. Dacă nu candidează, se discreditează oricum. Dacă va candida, pierde oricum. Deci, prin spargerea USL-ului, știți ce am crezut eu? Deci, prin spargerea USL-ului, nu e analiză, e o părere, nici Ponta, nici Antonescu nu vor mai fi președinți. Eu am crezut că, până la urmă, vor face o negociere, vor prelua liberalii funcția de prim-ministru și va merge PSD-ul, pentru că asta e în fibra PSD-ului, să aibă candidat la prezidențiale. Va merge PSD-ul cu Victor Ponta ca președinte al PSD-ului. Aveau șanse mari să dea președinte. Dar atât de obtuzi, eu nu le spun, poate citesc amândoi în noaptea asta propriul lor program de guvernare și luni discută și spun, hai mă că a fost o prostie, hai să facem guvernul. Dar văd că țineți la USL ăsta. Adică vă pare rău ca s-a spart. Îmi dădea confortul stabilității politice, chiar dacă ei se mai certau. Dar nu credeam că sunt atât de proști încât să spargă. Da, da, știți, vorbim de un bloc politic care avea 70% susținere în Parlament și o opoziție care aproape că nu exista. Opoziția să crească. Uite, muncesc eu să facem PMP-ul ăsta, că vreau să fie altfel de partid, știi? Adică un partid care să-și asume modernizarea României în continuare și nu să meargă pe găinării de tip Ponta cu Dragnea, ia banii și tu dă-i prin ordin al ministrului netransparent, îi dai cum vrei. De ce, credeți că Victor Ponta nu va fi președintele României? N-are cum. Va și continua procesul de erodare. Nu vă uitați că mai are vreo 30 ceva de procente în sondaje, că a plecat de la 62. Încă n-am văzut premier cu o viteză de erodare atât de masivă. Singurul la care am mai văzut așa ceva e la mine în mai 2010. Și în Franța. Când de la... Președintele Franței. Da, când de la 40%, după ce am anunțat măsuri, am ajuns la 8% încredere. Bun, președintele Franței e în aceeași situație. După un an, jumătate, avea sondaje cu 16%. Aici ar trebui să aibă un Antonescu și un Ponta să spună și acum hai să-l schimbăm. Nu? La mintea lor mă spun că președinții se schimbă funcție de sondaje. Bun, dar... Slavă Domnului că în Franța n-ai două specimene de astea. De când s-a rupt USL-ul, pentru că vă pare rău că s-a rupt USL-ul, Crina s-a speculat intens și mai ales, mă rog, o anumită zonă a scenei politice a speculat intens o apropiere a dumneavoastră în idei, nu neapărat în acțiuni, de Crina Antonescu. Doamnă, ați văzut vreo idee de-a lui Crina Antonescu preluată de mine? Nu, am văzut invers. Bă, voilà, înseamnă că începe să înțeleagă cum merge statul.
respectarea statului de drept, a instanțelor, a instituțiilor statului, dacă începe să le înțeleagă, e foarte bine. Și credeți că începe... Dar asta nu înseamnă că are o apropiere față de mine. Sunt sigur că mi-ar fi foarte greu să lucrez cu Crin Antonescu, cum îmi este imposibil să lucrez cu Călin Popescu-Tăriceanu, pe care l-am desemnat prim-ministru, deși la vremea aceea nici nu conta în competiție electorală, când am câștigat prezidențialele prima dată. Mi-am ținut cuvântul, l-am desemnat prim-ministru, după care grija lui a fost în 2007 să dea afară PDL-ul de la guvernare, suspendarea președintelui. Are un caracter... Bun. De ce credeți că domnul Tăriceanu a acceptat, a făcut mișcarea asta să plece din Partidul Național Liberal după foarte mulți ani, să se ducă ca și candidat, să se poziționeze ca și candidat al USD, Victor Ponta să-l susțină, să spună ar putea fi, iar Liviu Dragnea spune noi nu facem alianțe cu o persoană fizică. Victor Ponta face pe oricine președinte numai să aibă susținere în Parlament. El a mizat că găsește o soluție să-și salveze înscrisurile votate de Parlament cu USD-ul. De asta l-a vrut pe... cu USL-ul. De asta l-a vrut pe Tăriceanu, poate vine cu un grup, spune, nu, uite, partea sănătoasă din PNL a rămas la guvernare și Tăriceanu este liderul ei. Dacă Tăriceanu reușea să facă de un grup parlamentar la Senat și să atingă și numărul de parlamentari pentru Cameră, asta ar fost soluția lui Ponta. El știe, oricât ar fi de prost jurist, știe că a fost desemnat fără alte consultări decât cu USL-ul. S-au făcut consultările, chiar dacă eu, măcar dacă aveau eleganța, să vină așa cum mi-am programat. Că eu am încercat să-i aduc pe partide. Da, și am programat PSD-ul, PNL-ul, PC-ul, nu. Ei mi-au venit toți la ora la care au planificat în PSD-ul și mi-au spus... Noi suntem USL-ul atot biruitor. Foarte bine. Dar acum nu mai sunteți. Ce mă fac cu desemnarea ta, Victor Ponta? N-ați încercat să vorbiți cu premierul de când ați descoperit problema asta? Păi, doamnă, la noapte când se întoarce, poate o să vorbesc cu el. Nu, că am văzut că a dat niște poziții Victor Ponta și a spus că nu se încalcă. Dumneavoastră vă referiți la un articol din Constituție, Victor Ponta, doamne, se referă la sigur, alte două. Sunt mai multe articole din care Constituție care da. Trebuie interpretate toate într-un ansamblu. Marea problemă este dacă creăm un precedent de neconstituționalitate și mie cu aceste semne de întrebare mi-ar fi foarte greu să nu cer curții constituționale să se pronunțe, pentru că odată instalat un asemenea precedent, chiar nu mai avem nicio regulă pentru guverne. Da, are parole și de jurisprudență, dacă... Exact. Nu a mai fost o asemenea situație, pentru că eu n-am mai consultat celelalte partide. Atât USL-ul și... N-am mai chemat nici PPDD-ul la consultări, nici PDL-ul, nici UDMR-ul, nici minorități. Bun. Probabil că Curtea Constituțională va trebui să... Da, va trebui să... să nu, este foarte important să nu greșesc. Vreau să vă întreb, să revenim la domnul Tăriceanu, pentru că am văzut și astăzi a ieșit domnul Tăriceanu foarte dur și la adresa dumneavoastră, și la adresa domnului Crin Antonescu. Îl vedeți pe Crin Antonescu ca și candidat al Dreptei? Pentru că am văzut cu toții... Doamnă, nu mai văd nimic. Nu mai eu îl văd pe Emil Boc, un bun candidat al Dreptei, pentru că ar fi în mod garantat un premier cinstit, un premier care în timp de criză a avut curaj să-și asume, să ia țara în spate și să o treacă prin criză. Alături de miniștrii pe care i-au avut, unde a fost și UDMR-ul și UNPR-ul și... Dar au făcut-o, a avut autoritate să-și ducă guvernul și majoritatea parlamentară atât cât o avea, să ia măsurile care trebuiau luate. Iar eu i-am sprijinit fără rezerve, pentru că am vrut o trecere rapidă a României prin depresie economică. A fost cea mai mare criză economică după
1929. Dar vrea Emil Boc să candideze pentru că... Nu știu, eu vă spun ce ar fi foarte bine. Habar n-am ce vrea Emil Boc, deocamdată îl văd că stă la Cluj, are proiecte acolo în Cluj, mă crește în încredere la Cluj, dar cred că este din categoria politicienilor care își pot asuma momente importante. E tipul acela de ardelean așezat care... Și aduce și voturile din Transilvania. Are susținerea Ardealului, da? Da, o susținere da. Importantă pentru dreapta. Așa în e, general. Așa e, foarte important. Vedeți un binom, dumneavoastră, Emil Boc? Doamnă, eu le spun în glumă pentru că de ce nu le spuneți, serios, nu i-aș face să aibă insomnii pe diversi, inclusiv pe Felix, pe turnătorul de la Antena da. 3. Și pe salariații lui, că și salariații lui sunt la fel de furioși ca Felix. De ce nu? Sunt sănătos, sunt încă în putere. De ce n-aș servi țara în continuare dacă va fi nevoie? Dar experiența pe care am acumulat-o mi-ar fi extrem de utilă. Dacă nu, o voi da cuiva. Voi povesti ce da. E de făcut. Cui? Nu știu, vedem. Hai să ajungem până atunci, pentru că aici discutăm de 2016. Eu pentru asta creez, am vrut să se creeze PMP-ul și după ce îmi termin mandatul, mă voi implica foarte mult și în selectarea oamenilor și în proiecția clară a ce trebuie făcut în România. Pentru că știu foarte bine ce îi mai trebuie statului ca să devină un stat modern, un stat suplu, cu cheltuieli mai mici, cu... N-am putut să o fac pentru că... N-am putut să o duc până la capăt pentru că n-am avut tot timpul cele mai prietenoase guverne sau cu care să pot să cooperez. Dar sunt convins, mai ales că asta e rădăcina pe care s-a așezat Partidul Mișcarea Populară, pe continuarea proceselor de modernizare a statului român. Da, dar avem candidat la președinție, domnul Cătălin Predoiu, da. Domnul Mihai Răzvan Ungureanu. Doamnă, le doresc succes la toți. Și s-a speculat, și vreau să vă întreb, pentru că se speculează pe scena politică românească, se speculează despre candidatura domnului George Maior la președinția României. Doamnă, prima dată când îl invitați pe George Maior aici, întrebați-l, eu de unde să știu ce are în cap șeful serviciului secret. La asta e foarte greu să-i ghicești. Deci nu știi. Dar nu vă, pot spune, bine sau nu? Vă pot spune că este un diplomat excepțional, George Maior, și este un om cu o putere de muncă formidabilă. Iar statul, prin natura funcției, îl cunoaște foarte bine și cu cele bune și cu cele rele. Deci este unul din cei mai buni cunoscători ai statului român, George Maior. Ai intimităților statului român, nu ce scrieți voi în ziar. V-am întrebat pentru că în analiza, am citit o analiză a domnului Dâncu, spunea că în cazul în care se ajunge la o situație foarte tensionată pe scena politică românească, poate că ar fi bine să apară un candidat al interesului național și îl, mă rog, îl invoca pe domnul Maior. Sunt opțiuni și opțiuni. Eu nu pot să nu să vorbesc rău despre George Maior pentru că îl cunosc. Deci, pentru mine, George Maior este unul din oamenii care poate aspira la orice funcție în statul român. Singurul lucru la care trebuie să fie atent, cât de rapid face trecerea de la șefia unui serviciu de asemenea dimensiuni și importanță, înapoi în viața politică. Bine. A fost în PSD, deci nu cred că cunoaște partidul. Dar e un PSD-ist luminat. Trebuie să luăm și e un om care scrie, studiază, învață foarte mult. Așa este. Trebuie să luăm puțină publicitate, pentru că altfel o să mă bată producătorul, nu președinte. Luăm publicitate, doamne, nu vreau să vă văd bătută pe 2 martie. Așa este, sper să nu pățim nimic. Luăm publicitate, doamnelor și domnilor. Și după aceea... mai avem multe teme de discutat cu președintele Traian Băsescu. O să discutăm despre justiție și despre ceea ce se întâmplă în justiție după publicitate.
Am revenit, doamnelor și domnilor. Suntem în continuare în discuție cu președintele României, Traian Băsescu, și în breaking news, domnule președinte. Revenim puțin la discuția la sala Cuza, dacă ne-am adus aminte. Da. N-a avut nimeni nicio propunere de prim-ministru, știindu-se, pentru că eu i-am chemat câte un partid, n-au vrut să vină USL-ul decât toți, și atunci am chemat toate partidele, n-a avut nimeni nicio propunere în afară de USL, pe Victor Ponta. PDL-ul n-a avut propunere, PPDD-ul n-a avut propunere, minoritățile n-a avut propunere, Mihai Răzvan Ungureanu, care intrase și el în Parlament, n-a avut propunere, toți au mers pe ideea, e 50% USL, nu se discută. De altfel, au durat consultările, cred că 10 minute. Și îmi aduc aminte imaginile de acolo. Toată lumea i-a dat USL-ului, e peste 50%, au dreptul la premier. N-a pus nimeni problema că ar trebui să se facă consultări. A fost singura consultare pe care am făcut-o simultan cu toate partidele, pentru că n-avea rost să-i plimb pe fiecare. Bun. Domnule președinte... Am încercat însă, dar n-au vrut, nu s-au lăsat. Știu. USL-ul. De ce nu v-ați dus la bilanțul Direcției Naționale Anticorupție? Pentru că s-a discutat și s-a dezbătut și problema asta. Cine a fi dezbătut asta? N-am fost niciodată la bilanțul DNA-ului. Întotdeauna am avut invitații și la DNA și la DICOT și la parchetul general. Și nu m-am dus niciodată la DICOT, niciodată la DNA. Cred că am fost de câteva ori la bilanțul parchetului general. Dar n-am fost niciodată la DNA. Poate că merita să mă duc, dar sincer să fiu, adică nu poate, cu certitudine pentru oamenii aceia trebuia să mă duc să le mulțumesc, mai ales că e ultimul an de mandat și ei au devenit puternici în mandatul meu, nu în alt mandat. Așa n-am vrut să le stric ziua de bilanț cu interpretările care ar fi urmat. S-a dus președintele la brațul lui înarmat să facă nu știu ce. Dar acolo a fost un discurs foarte puternic al doamnei Livia Stanciu, care este președinta Curții Supreme. Și care a spus, vă citez, unii politicieni vor să ne întoarcă la o justiție controlată și există riscul ca instituțiile statului să nu mai reziste la presiunile continue și mai ales îndelungate. Și mă refer aici la Direcția Națională Anticorupție. Vorbeam de domnul Maior. Domnul Maior a spus, domnule, corupția a devenit o problemă de securitate națională în această țară. Cum vedeți noastră continuarea acestei lupte după ce vă terminați mandatul? Aici s-a deschis un subiect care pentru mine e relativ sensibil și momentul de sensibilitate pleacă de la desemnarea procurorilor. Îmi aduc aminte câți oameni extrem de lipsiți de corectitudine față de mine mă criticau că nu l-am numit pe Morar la parchetul general și de ce o numesc pe Codruța Chioveș și la DNA. I-am considerat cu atât mai incorrect și să știți, poate cu un salariat de la Voiculescu o să vorbesc, că dacă te întâlnești cu un ziarist, unul care zice ziarist și tu îl consideri salariat, dar dacă vrei să-i faci o plăcere, îl recunoști de ziarist și vorbești cu el. Însă sunt oameni din acea perioadă când mie mi-era extrem de greu, eram în fața unei majorități de peste 70% în Parlament și cu o lege care spunea că cel care face propunerile este ministrul justiției. Eu nu puteam să inițiez procesul de desemnare la procurori. Iar de aici și din studioul ăsta, exact oameni care au scris legea îmi dădeau lecții și asta nu o să uit niciodată. Îmi dădeau lecții și îmi spuneau cum am trădat eu parchetul. În timp ce ei sunt de ani buni pe la Bruxelles și cel care s-a luptat aici zi de zi pentru protejarea intervențiilor în parchete și în justiție am fost eu.
E ușor să vii de la Bruxelles o dată pe săptămână să o faci pe profesorul. Dar pe acei oameni îi consider că au fost mai necinstiți față de mine decât mă sunt salariații care mă atacă de dimineață până seara. Mai necinstiți. De ce? Pentru că mi-au fost aproape. Mă referiți la Monica Macove. Mă refer la cine vreți dumneavoastră. Mi-au fost aproape, i-am sprijinit să facă politică, i-am sprijinit să fie miniștri pe picioarele lor și necontrolați de partide și pe urmă îmi dădeau lecții când ei știau că au modificat legea. Pentru că legea nu a fost cu propunere de la ministru, ci cu propunere de la CSM. Legea inițială. Da. Așa cum a rămas de altfel pentru judecători. E lucrul ăsta n-o să lui. Ci sunt atâția care mă înjură zilnic și îi uit. Pentru că nu contează pentru mine. Dar oameni care au contat pentru tine și de dragul imaginii lor, până și pe cel care i-a luat dintr-un ONG și a spus, ești ministru. Și când îi mai auzeam cum povesteau și cum l-au descoperit pe Morar, când eu știu că am avut o singură exigență, caută-l pe procurorul care a avut curaj să aresteze un senator PD. Pe Ciupe, da. Când eram la guvernare. Știu, mi-aduc aminte. Și mi se explica, probabil și mie, de la televizor, cum în urma unor teste a spus, ăsta e omul de piatră, iar eu am cerut să fie căutat. Iar Chioveși, știți cum a ajuns procuror general? Am cerut fișa tuturor procurorilor șef de dicoturi în țară și de DNA-uri. Și am spus, cel mai tânăr care are și câteva dosare. Și m-am bucurat mult că a fost o femeie. Probabil și ei s-au făcut teste la minister și ne povestește cineva din vreo emisiune cum a selectat niște oameni extraordinari. Eu voi mica, vorbeam de doamna asta. La asta mă enervez, nu știu dacă observați. Observ. Pentru că mi s-a părut atât de necinstit pentru cineva care își face din declararea m-a durut cumplit. Da. Și prima dată când vine întrebarea și nu pot să nu-i răspund. Da. Important este că instituțiile au continuat să funcționeze. Da. Dar eu vă spun așa, un raport al Departamentului de Stat a apărut săptămâna care a trecut. Vorbește despre corupția la nivel guvernamental, de încercările de a compromite din partea politicului sistemul judiciar, de Parlamentul României care nu ridică imunitatea politicienilor atunci când sunt anchetați de justiție. Sunt adevărurile noastre. Bănuiesc că nu mai trebuie... Știți ce se întâmplă? Unii spun... De unde știu astea? Măi, fraților, toată ziua la televizor și toate statele au ambasadele aici. Iar dezbaterile, mai ales cele politice, cele în care e atacată justiția, sunt analizate și transmise în sinteze acasă, în fiecare țară. Fie că Statele Unite, fie că e Marea Britanie, fie că e Franța, că e Olanda, ambasadorii și informează guvernele. Să nu ne mire, păi când vezi campanii împotriva judecătorilor sau a procurorilor, când vezi că se spune toată ziua că cei care dau condamnări sunt băsiști, ca și cum ai vrea să spui că se dă telefon de la Cotroceni, spune dă-i lui Voiculescu 5 ani, că tot a furat vreo 60 de milioane. Deci lucrurile astea se transmit la ambasade și Departamentul de Stat are prostul obicei de a face câte un raport anual. Acum însă, aici avem de tras un semnal și de analizat un lucru. Noi suntem acuzați și foarte multe cancelarii au luat de bună povestea cu corupția, care nu este un neadevăr. În același timp însă, este utilizat acest lucru, această realitate este utilizată politic în blocarea noastră Schengen. Pentru intrare în Schengen. Politic, adică se laudă politicianul nu știu care, guvernul nu știu care, din nu știu ce țară, nu intră România în Schengen pentru că el crede că, sau probabil mai ia niște voturi în țara lui.
În realitate, însă, instituțiile statului român funcționează. Și eu cred că România trebuie judecată după cum îi funcționează instituțiile. E adevărat, dacă este una care are o problemă din acest punct de vedere, este Parlamentul, pentru că blochează anchetele unor, în unele cazuri. Dar dacă discutăm de Înalta Curte, dacă discutăm de DNA, dacă discutăm de DICOT, păi mă uitam, eu n-am făcut socoteala, deși am avut informații despre capturile de droguri. S-au capturat totuși 600 de kilograme de droguri de înalt risc. Nu-i puțin. Nu-i puțin, România nefiind o mare țară de tranzit. Da, dar vedem niște atitudini ale unor politicieni și acțiuni, da, modificări de legi, da. Codul penal, Marțea Neagră, legea amnistiei și grațierii. Poate dumneavoastră știți ce se va întâmpla cu această lege, care este în continuare în traseul Parlamentului, de la oficialul Departamentului de Stat care a venit în această țară, doamna Newland, și care nici dânsa n-a reușit să afle ce se va întâmpla până la urmă cu această lege, până la solicitările acum ale domnului Antonescu, care întreabă PSD-ul ce se întâmplă cu această lege. Legea a rămas cumva în Parlament așteptând nu știu un ce. Moment bun. Din păcate, sunt convins că UDMR-ul este un bun aliat al lui Victor Ponta pentru această lege. Pentru că și în UDMR corupția e slavă Domnului. Iar atitudinile lor de multe ori împotriva ANI, împotriva DNA-ului, sunt atitudini care îi demască. Cazul Borbei, nu s-a ridicat imunitatea la domnul Borbei? Așa este. Credeți că cumva PSD-ul se va alia cu UDMR-ul în această atitudine? Categoric, da. Aici știu, sunt convins că Victor Ponta, PSD-ul, are un aliat în UDMR. În a relaxa problemele de incompatibilități, ei vor niște pedepse administrative, să nu mai piardă mandatul, poate să nu mai piardă nici banii care rezultă din astfel de încălcări de lege. Aici există un risc, dar o să-l supraveghez și de bună seamă, dacă ajunge până la mine legea trecută prin Parlament, o voi ataca la Curtea Constituțională. Pentru că asta creează o categorie de oameni care nu răspund ca și ceilalți în fața legii. Și atunci cred că sunt bune șanse să se obțină un rezultat de respingere a unei astfel de legi prin Curtea Constituțională. Pe de altă parte, sunt convins că și PMP-ul, și PDL-ul, și PNL-ul le vor ataca înainte să ajungă la mine la Curtea Constituțională. Borbei, nu s-a ridicat imunitatea la domnul Borbei? Așa este. Credeți că cumva PSD-ul se va alia cu UDMR-ul în această atitudine? Categoric, da. Aici știu, sunt convins că Victor Ponta, PSD-ul, are un aliat în UDMR. În a relaxa problemele de incompatibilități, ei vor niște pedepse administrative, să nu mai piardă mandatul, poate să nu mai piardă nici banii care rezultă din astfel de încălcări de lege. Aici există un risc, dar o să-l supraveghez și de bună seamă, dacă ajunge până la mine legea trecută prin Parlament, o voi ataca la Curtea Constituțională. Pentru că asta creează o categorie de oameni care nu răspund ca și ceilalți în fața legii. Și atunci cred că sunt bune șanse să se obțină un rezultat de a respingere a unei astfel de legi prin Curtea Constituțională. Pe de altă parte, sunt convins că și PMP-ul, și PDL-ul, și PNL-ul le vor ataca înainte să ajungă la mine la Curtea Constituțională. Deci șansele sunt mici să mai treacă. Credeți că există riscul, pentru că astăzi a vorbit și ați fost întrebat de destabilizarea țării, la politica țării, la Palatul Cotroceni. Credeți că există riscul ca guvernul să pice anul ăsta pe o moțiune de cenzură pentru că nu mai are majoritatea de 70% în Parlament puternică? Nu cred că anul acesta se poate întâmpla așa ceva, dar niciodată nu știi ce se întâmplă în Parlament. Acolo nivelul de incertitudine este ridicat din punctul acesta de vedere.
nu pentru că unii ar vrea, dar se poate întâmpla că exact în ziua în care au nevoie de parlamentari să nu fie. Și... Da. Și pentru că nu mai avem foarte mult timp, vreau să vă întreb legat de Ucraina și de corupție, pentru că nu întâmplător v-am întrebat de foarte corupție. Foarte bună întrebare. V-am întrebat cum credeți că se va continua lupta anticorupție după mandatul dumneavoastră, pentru că și în Ucraina a fost legat de corupție. Deci eu la nivel înalt. Mi-aș dori mult ca politicienii români să se uite cu atenție de la ce izbucnit revolta în Ucraina. În primul rând, de la ura populației împotriva clasei politice pe care o consideră coruptă toată, și opoziție și putere. O excepție face Vladimir Klitschko, că săracul a stat în ring până acum. Da. Și a câștigat milioanele dând și luând pumn. Dar în rest, eu vă pot spune că am analize foarte serioase pe Ucraina și actuala putere este cei care au preluat puterea în Ucraina acum, sunt considerați în marea lor majoritate politicieni corupți. Inclusiv doamna Timoșenko are... care nu mai are susținerea pe care a avut-o în 2006, da. 2007, 2008. Inclusiv. Deci, așa ceva... la un moment dat se poate întâmpla în România. Deosebirea mare între România și Ucraina este că în România instituțiile reacționează cu toată furia politicienilor și a salariaților de la Antena 3. DNA-ul, în alta curte, aplică codul penal așa cum scrie în codul penal. În Ucraina nu s-a întâmplat acest lucru și n-a existat o speranță a populației că instituțiile statului vor scăpa măcar la vârf țara de această pelagră a corupției. La noi asta este deosebirea mare, că în ultimii ani justiția a început să funcționeze. Nu spun că justiția este perfectă, Doamne ferește, că nu mai are corupție chiar în interiorul ei. Dar lucrurile au început să meargă spre bine. Da, păi în Ucraina s-au dat imagini cu casa, ce avea în casă procurorul general. Da. Și era o opulență mai mare decât la Ianucovici. Acum am văzut și eu casa lui Ianucovici, măcar pentru români să le spun. Este casa pe care a ocupat-o și Iușcencu înainte. Este reședința președinților Ucrainei, nu e proprietatea lui. Dar, într-adevăr, m-a șocat ce era la procurorul general, care nu era într-o casă a procurorului general al Ucrainei. Da, era bugetan, casa lui. S-au făcut chiar și statistici cât a câștigat procurorul general într-un an și cât avea în casă. Ceea ce, și nu se pupau, ca să spun așa... veniturile cu... La noi Nisu are doar o bucată de pământ ca revoluționar. E... Domnul președinte, domnul Nițu, sunteți mulțumit de activitatea domnului Nițu? Pentru că am văzut că v-a contrat, până la urmă dumneavoastră a semnat, dar v-a contrat și la ședința CSM și în, la bilanțul DNA. Domnul Nițu a spus că ar putea să existe o problemă cu dosarele care stau în sertare. Da, să le scoată din sertare, dacă sunt în sertare, și să le dea drumul oricine. Nu, cu Nițu n-am o problemă. Cred că n-are el înțelegerea funcției pe care o deține, pentru că eu nu o să-l sun niciodată pentru vreun dosar. Dar când o să facă trăsnei de genul numirii cu delegația unor procurori care sunt clienți politici, la ea o să reacționez întotdeauna, pentru că e obligația mea constituțională. Dar altfel, pentru mine e ca apa sfințită. E asumat de premier, e revoluționar. Da, dar de ce credeți că a făcut domnul Nițu acele schimbări? Din cauza presiunii politice? Da, da, pe pentru presiune că nu, politică. Nu rezistă la o pe presiune politică? Politică. Pe mine m-a dezamăgit cumplit și faptul că
discutasem în CSM despre modificările care sunt necesare pe 6 ianuarie la bilanțul CSM-ului. Modificările care sunt necesare înainte de intrarea în vigoare a codurilor, și m-a spus și domnul Nițu, a spus și domnul ministru Cazanciu că se vor face și nu le-au mai făcut. Iacă pentru ASF au putut să treacă într-o noapte o ordonanță de urgență. Pentru justiție n-au găsit resursele de voință politică să corecteze niște erori din codul de procedură penală. Și cu Ucraina aș vrea să terminăm. A spus astăzi că nu există un risc imediat la siguranța României, dar... Deci, ce înțeleg? Ca să nu avem... În primul rând, eu am vrut să liniștesc populația, pentru că, într-adevăr, nu există niciun risc ca acest conflict din Ucraina să se extindă pe teritoriul României. Deci românii pot să fie liniștiți din acest punct de vedere. Problema este în context geostrategic ce se întâmplă. În analiza noastră, Crimeea va rămâne o altă zonă de conflict înghețat. Și dacă veți privi pe harta Mării Negre, veți vedea că în jurul Mării Negre este o salbă de conflicte înghețate. Nagorno-Karabakh, Osetia, Afazia, Transnistria și acum Crimeea. Păi, Transnistria e la câteva zeci de kilometri de noi, da? De frontiera noastră. Și Crimeea este exact la 240 de mile marine tot de noi și de Republica Moldova. Ori asta în perspectivă ne așează într-o regiune instabilă în care oricând poate să izbucnească un conflict armat. De aceea, efectul evenimentelor din Ucraina va fi o creștere a nivelului de risc pentru România pe termen mediu și lung. Și trebuie să vă spun că sunt unul dintre politicienii care au început să spună și în țară în ultima vreme, nu numai în întâlnirile pe care le-am avut, că se dovedesc ineficiente formatele de negociere, cum avem pentru Transnistria, format de negociere 5 plus 2. Da. Păi formatul ăsta ține de 23 de ani și n-a făcut decât să dea șanse de consolidare a statalității Transnistriei. Și-au construit între timp instituțiile, pentru că nimeni n-a rezolvat nimic într-un format de la care te așteptai să rezolve problema. Au fost formate de negociere și pentru Osetia și Abhazia. Rezultatul? Au fost invadate de Federația Rusă. Ceva e în neregulă din punct de vedere chiar al credibilității celor angajați în astfel de negocieri. Și mai am o rugăminte. Înțelegeți că România nu a vrut să se amestece excesiv în problema ucraineană, pentru că acolo a fost o țară vecină, prietenă, foarte bună prietenă cu noi, Polonia, care și-a asumat susținerea continuă de ani de zile a Poloniei, a Ucrainei, în drumul ei către Uniunea Europeană. Noi am preferat să ne limităm la interesele Republicii Moldova să fie susținute. Slavă Domnului, uite că le vin vizele, deși și Moldova este într-o situație în care oricând se poate declanșa ceva. Și asta este îngrijorarea noastră majoră în momentul de față, dincolo de marea problemă care e Ucraina, să nu apară și o contaminare către Republica Moldova. Păi aici vreau să ajung, pentru că ați vorbit și ieri în comunicatul de după ședința cu structurile informative despre evoluție separatiste, neîncurajarea evoluțiilor separatiste Așa din este. Republica Moldova. Așa este. Cine încurajează aceste evoluții separatiste? Bun, e greu de spus, e bine să spun doar că există. Așa. E greu de spus public, dar în Transnistria vedem agresivitatea tot mai mare, Găgăuzia, același model.
Găgăuzia, numai ce a avut pe 2 februarie un referendum în care au hotărât că vor în Uniunea Eurasiatică, și asta este o regiune din sudul Republicii Moldova care are 150-180 de locuitori. Crimea, la fel, e aceeași situație. Nu, nu. Populația majoritară și referendum. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova vrea un astfel de referendum în nordul Republicii Moldova, la Bălți. Da. Tot un referendum în care să vadă dacă cetățenii din regiunea Bălți vor în Uniunea Eurasiatică sau în Uniunea Europeană. Deci, aceste lucruri sunt și finanțate și susținute politic. Și noi ne dăm seama, și eu tot încerc să conștientizez aliații noștri că sunt riscuri să apară probleme. Dar au fost probleme în 2008 în Georgia. Ați fost în Georgia, știu că am mers cu dumneavoastră atunci. Am fost, da. În turneul în care ați discutat despre, da, exact despre situația conflictelor înghețate. Așa este, și eu am fost unul dintre cei, și acum la München, la conferința de securitate la München, am avertizat asupra situației din Ucraina, am avertizat asupra riscurilor legate de conflictele înghețate. Credeți că se conștientizează la nivelul marilor puteri această evoluție și această atitudine a Federației Ruse? Pentru că vă dau un citat din John Kerry, vorbește despre Rusia care se comportă ca în secolul XIX acum. Da, mă rog, m-aș bucura mult ca Statele Unite să se comporte ca până acum vreo 8 ani și să fie foarte interesate de securitatea acestei regiuni. Să facă din securitatea regiunii de est, a regiunii Mării Negre, o prioritate. Am înțeles toți că s-au concentrat pe Pacific, pe zona Asia-Pacific, însă, având în vedere diversitatea de abordări din interiorul Uniunii Europene, eu cred că Statele Unite trebuie să-și găsească timp să revină și să facă din securitatea acestei regiuni o prioritate. Pentru că lucrurile evoluează negativ. Și situația din Ucraina, Crimea, poate fi un semnal de alarmă? Eu sper să fie declanșatorul și confirmarea a ceea ce noi susținem de câțiva ani. Pentru că vă întreb, pentru că am urmărit foarte intens zilele astea, eu, dezbaterile din Statele Unite, și acolo știți ce se întâmplă? Discuții sunt multe. Acum, pentru Ucraina, cred că deja s-a depășit momentul declarațiilor. Trebuie acțiune și acțiunea nu trebuie să bate în câmpii să ne gândim la acțiuni militare. Este negociere și negocierea trebuie să o facă Statele Unite și Marea Britanie cu Rusia, pentru că Statele Unite și Marea Britanie au semnat memorandumul de la Budapesta din 1994 de distrugerea arsenalului nuclear al Ucrainei. Dacă Ucraina, și aici e și o obligație morală, dacă Ucraina își menținea arsenalul nuclear, astăzi n-ar fi îndrăznit nimeni să-i calce teritoriul. Ori aici s-au creat niște obligații. Sigur, avem și foarte mulți excursioniști în Kiev, se duc, se pupă, când cu Maidanul se pupau pe urmă cu Iușcenco, dar a trecut vremea. Iar acum trebuie acțiune, iar acțiunea care trebuie făcută, pe de o parte negocieri, pentru că Ucraina a avut niște garanții, dincolo de garanțiile generale date oricărui stat de Carta ONU. Și pe de altă parte trebuie luate imediat măsuri ca Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și, dacă este nevoie, și Uniunea Europeană să se implice într-un program de finanțare a Ucrainei și, în paralel cu finanțarea, condiționalitățile de etapă pentru un proces de restructurarea statului ucrainean și punerea lui în funcțiune pe baze democratice, așa cum vrea actuala putere pe care noi o recunoaștem și care spune că este pro-occidentală. Bun.
Și după aceste sfaturi oficialii cu care ați discutat, că bănuiesc că ați fost consultat zilele astea... Am discutat foarte mult. Se discută, da. Eu de la sfârșitul săptămânii trecute spun că a trecut vremea declarațiilor. Sigur, și domnul președinte legal, dar ilegitim, Ianucovici, trebuie să-și anunțe demisia. Pentru că în timp ce cu el se negocia acordul de pace, acordul de înțelegere între Maidan și domnia sa și guvernul său, forțele lui de securitate trăgeau în populație. Ori în momentul în care a aprobat să se tragă în populație, a rămas președinte ales, dar ilegitim. Niciun președinte care ordonă să se tragă cu muniție de război în populație nu mai este legitim. Dar în același timp Ianucovici este un produs pregătit de 12 ani. Și pe urmă a și plecat din țară. Nu poți, când țara ta e în dificultate, tu să fii prin altă țară să ți se dea protecție și să spui eu sunt președintele legitim al Ucrainei. Nu, domnul Ianucovici nu mai este un președinte legitim din aceste două motive. Dar există riscul ca fiind președinte legal ales să ne tot trezim cu domnia sa că dă declarații care nu vor permite până la urmă găsirea unor soluții de pacificare a Ucrainei. Pentru că sunt împărțiți între est și vest, între centru și sud și una din soluțiile imediate este ca... Și să încurajeze eventual tendințele separatiste. Cel mai bine e să nu se bage deloc în nimic. Să-și anunțe demisia din funcția de președinte, că și așa nu-l mai recunoaște nimeni. Dar cât timp rămâne și o face pe președintele cu guvern în exil, va menține tensiunile între simpatizanții domniei sale și a Partidului Regiunilor, atât cât ți-au mai rămas, și pro-occidentali. Credeți că se va ajunge la un conflict militar? Sper să nu se ajungă la asta, pentru că văd că toate bazele militare din Crimea s-au predat. Cea mai mare parte a militarilor au demisionat, alții au depus jurământ de credință către autoritățile regionale. Deci, dacă militarii Federației Ruse nu mai au în cine trage, nici vărsarea de sânge nu mai e posibilă. Însă, trebuie să ne uităm și la faptul că de câteva luni militarii ucraineni nu sunt plătiți. Ca de altfel și polițiști, și medici, și dascăl, și... Putem vorbi... Ultima întrebare, acum chiar că este ultima, pentru că l-am auzit pe Wesley Clark, fostul comandant al trupelor NATO, în Europa, în timpul războiului din Kosovo, și vorbea de un avertisment pe care l-ar fi transmis ca șef al NATO încă din 1999 despre refacerea Uniunii Sovietice. Putem vorbi de această tendință a lui Vladimir Putin de a-și reface anumite zone de influențe prin crearea unor conflicte înghețate, încurajarea unor tendințe separatiste? Doamnă, Federația Rusă întotdeauna a avut această politică de expansiune către vest. Și de aceea acum s-a ajuns la o fază critică, aș spune, dacă privim interesele Federației Ruse, tradiția lor, tradiția și a diplomației și a armatei, au început să se îndrepte către Uniunea Europeană, țări care au fost partea Uniunii Sovietice. Exact. Deci, până la urmă, cu foarte mare greutate au acceptat ideea că țări ca România, Polonia, Cehoslovacia, acum Cehia, Slovacia, Ungaria s-au îndreptat către Uniunea Europeană și către NATO. Aduceți-vă aminte ce luări de poziție au fost înainte de intrarea României în NATO, să nu fie primită în NATO, să... Da. Gândiți-vă că realizează că aceste țări au plecat,
pe alt drum, chiar dacă nu le au început să redobândească influență în deciziile politice ale țărilor. Și acum văd că țări din structura fostei Uniuni Sovietice încep să plece către vest. Armenia s-a întors, trebuia să semneze, nu să parapeze, să semneze la Vilnius și acordul de asociere și acordul de liber schimb. Ucraina a fost întoarsă și ea, mai rămâne pe poziții Moldova. Să sperăm că va reuși să meargă înainte, iar declarațiile mele cu privire la Moldova nu reflectă decât îngrijorare. N-aș vrea să se întâmple un pas înapoi al Republicii Moldova, pentru că acolo sunt români. Indiferent cum le spunem, cetățenii Republicii Moldova, moldoveni, ei sunt români. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Și eu vă pentru mulțumesc că ați venit mult la emisiune și pentru că, până la urmă, am discutat toate cele ce aveam în plan. Vă mai aștept. Așa a fost planul? Da, așa a fost planul. Vă mulțumesc foarte, foarte mult, doamnelor și domnilor. Mult. Rămâneți cu B1 TV, luăm puțină publicitate și după aceea analizăm. Vă analizăm tot ce a spus. Îmi distrugeți mesajele, da, da, lăsați-le măcar o seară. De dimineață până la această oră. Publicitate și revenim.